pe metri pentru cei cu cernici. Ne-am hotărât că așa e moda să mai deschidem și noi câteva subsidiare, de pildă Sport Total FM Science. Și inaugurăm acest nou post de radio Sport Total FM Science, care va emite pe aceeași frecvență, doar câteva minute pe zi, cu următorul material de 2 bani apărut în presa sportivă. Viitorul fotbalului arată așa: jucători ghidați prin laser. Jucătorii, adică. Jucătorul e ghidat prin laser, mai înțeles? Apărări, antisimulări și monitorizarea mingii. Că s-a mâncat unii, da, sau chiar mai aici mulți. Aici întrebarea mea ar fi, e în pachetul de bază science ăsta sau e în extra? Nu, deocamdată e free. E mocăciune, da, că e de săl. E luna cadourilor. Da, da, da. Din ianuarie începem să încasăm. Păi sigur. Stai un pic, nu am înțeles. Revista de mega superștiință scienceworld.ro, n-am auzit de ea, a făcut un exercițiu de imaginație interesant în legătură cu direcția în care se dreaptă cel mai îndrăgit sport de pe planetă, fotbalul. Pardon, la ora actuală cel mai îndrăgit e cricketul. E asta pentru că i-au prostit englezii pe indieni, pe australieni, în Canada nu prea prins, deși au și ăia. Cricketul, bă, fraților, hockey-ul pe iarbă, nu o să vă vină să credeți, nu m-aș uita la cricket nici să mă plătești. Dar uite că se uită alții. De jucători ghidați prin laser și până la monitorizarea mingii printr-o tehnologie, mă rog, așa e scris articolul, de la, a vrut să zică, cam așa ar putea arăta viitorul fotbalului. Nu ne explică revista scienceworld.ro cum, adică, vor fi ghidați prin laser futboliștii. Asta i-ar scuti pe antrenorii ăștia care au fost făcuți de Mircea Rădulescu la școala de antrenori Rolex, i-ar scuti de ședințele tehnico-tactice. Ar fi foarte simplu, vă dați seama ce ar putea să facă Gigi cu laser de acolo, de la oficială, cum și-ar muta el piesele, cum și-ar mișca jucătorii în teren. Gata cu postul Sport Total FM Science, ajunge pe ziua de azi. Ne gândim și la chestia cu animal. Nu prea mai avem animale în campionatul României. Marius Lăcătuși s-a retras. Cum animalele sunt prin alte poți, Joey Barton, că tot vorbeați voi mai devreme, Steven Gerrard când era tânăr. Barton față de Ibrahimovic e mic copil. Adică Ibrahimovic, uite voi ce aici prezentat în gazetă, unele dintre faptele lui de arme, l-a călcat acum pe cap pe Lovren la meciul PSG Lyon, intenționat, e adevărat, dar e bine totuși în Franța, nu scapi de astea. Las că merită aia, deci, de la... Arbitru, da, Lovren mi-a zis că merita. Arbitru, chiar dacă nu te sancționează, vine comisia aia care se sesizează din oficiu și iei niște meciuri de suspendare. Deci automat, dacă ești chemat la comisia aia, nu poți să scapi fără. El fiind recidivist, după ce-i dăduse o talpă în piept lui Ruffier, putea să-l omoare pe ăla, va avea, probabil, va primi și acum niște meciuri. Nu e o problemă. Barton, de la faza cu Tevez, deja aproape că a trecut un an. Deci nu mai puteți să zic. În Franța n-are niciun act de indisciplină, încă nicio suspendare. Dacă nu ia cartonaș duminică cu Saint-Étienne, poate să înceapă și anul viitor pe teren. Dacă va lua galben, atunci stă la meciul de cupă din 6 ianuarie cu Guingamp. Dar dacă nu, mai poate să mai continue încă până când... La un moment dat, sigur, s-a vor acumula 3 cartonașe și atunci va sta o etapă. Văd aici însă în gazetă, în sfârșit, portretul frumoasei care l-a cucerit pe Il Cavaliere, Francesca asta, femeia mai frumoasă pe interior decât pe exterior. Eu fi făcut disecție, pentru că altfel nu înțeleg cum să-ți dai seama că o femeie e mai frumoasă pe interior decât pe exterior. Dacă o duci în laborator și o tai ca pe broască, probabil că da. O fi având cine știe ce interior senzațional această Francesca, ceea ce într-adevăr nu putem să contrazicem. Dar eu am aici totuși o mică întrebare. Oare nici s-a făcut răul lui Berlusconi când a văzut o pasta tăiată pe masă? Așa cum? Chiar nu înțeleg ce înseamnă mai frumoasă pe interior. Dar cine poate să vadă interiorul unei femei? Cu atât mai puțin Silvio Berlusconi, care n-a fost niciodată interesat decât de exterioare și de posterioare. Da, în orice caz, nu de chestiuni atât de profunde, cum ar fi interiorul unei femei. Da, asta este un fel de Cătălina Ștefănescu de la Teleorman. O cheamă Francesca Pascale, prezentatoare TV, ca orice italiancă
care e mai frumoasă decât o sacoșă cu cartofi, toate sunt la televizor. Da, sunt și frumoase coz italiencele, mai ales. Da, să știi că alea care apar la televizor. Ale, pe așa avem și noi fufe, dar stai un pic, toate. Nu sunt fufe. Am văzut acum pe una iarăși într-o zi, butonam și am ajuns pe raie, unde mi se întâmplă să ajung o dată pe an. Bă, tată, nu vreau să vă spun atât. Nu mai puteai să muzi de acolo. Era una, bă, băiatule, așa ceva în viața mea n-am văzut. Și o femeie absolut uluitoare, invitată la o emisiune, după aia m-am dat seama pe final că n-am mai putut să mut, când s-a ridicat în picioare, că de fapt era un fel de moderatoare, dar stătea acolo în public, nu știu cum. În fine, ceva, deci dacă ar fi existat în România o asemenea femeie, numai despre ea s-ar fi vorbit. Deci de o dulceață, o păpușică de-asta la 1,80 m. Ceva, deci nu se poate reda. Da, nici mari poeți ai lumii n-au avut niciodată asemenea muze. O tinerică de-asta, dar suficient de vorbăreață, știi, că orice italiancă de-asta cu papagal la televizor. Bă, dezastru! Dezastru, asta spun. Deci, numai să o vezi pe aia și-ți venea să-ți arunci tot de la fereastră, să-ți omor tot. Da, era peste orice redare. Nu știu cum o cheamă, fraților, n-am putut să-mi dau seama. De atunci am mai tot căutat-o pe rai, mă aflu butonându-mă, păi nu o mai găsim. Cine știe ce Dumnezeu de emisiune? În orice caz sunt sute dintre astea. Sute. Știm cu toții din frageda noastră pruncie de când se prindea raiul în primele zile de după Revoluție pe parabolă. Ce bunăciuni aveau ei la televizor. Așa ceva nu există, bă, nicio țară. Tocmai asta vreau să spun. Curvele alea de le vedem noi, prietenele fotbaliștilor. În Italia toți fotbaliștii sunt cuplați cu vedete de televiziune. Da? Sunt într-adevăr alea, mai știu cum le cheamă acum, am scapă numele lor, auguri sau mercurii aia, sau cum dracu o cheamă, arcurii este una, în fine, aia celebră, așa, care a trecut pe la toți fotbaliștii, și mai sunt vreo o duzină de-asta de arhicunoscute, de-astea, gen Andreea Marin pe la noi, știi, adică vedete de-astea recunoscute în Italia. Alea da, sigur, alea sunt cu mutră de curvă. Dar prezentatoarele astea, pe la câte o cucina, nu știu de care, pe la câte un horoscop, pe la... Bă, astea sunt ceva fabulos, bă. Din potrivă, n-arată nici de cum avampe dintre astea femei obosite, tocite, de astea. Adică nu sunt Gabriela Cristea, nu, să spun, genul ăsta de muiere, știi? Văzută, filmată peste tot, trecută prin ciur, așa, nu, tată, nu, fete de jere, frumușele, papagal, față de păpușă, nu de curvă. Aia e ce mare surpriză, știi? Cum de reușesc să găsească, toată lumea știe că în Italia nu există nicio femeie de genul ăsta pe stradă. Ei, nu au. E clar, sunt femei obișnuite, mai degrabă urâte, dar de fapt nicio țară mediteraneană nu are femei. Da, Spania și Portugalia e raiul bărbaților însurați. Da, nu este nicio femeie acolo. Poți să te plimbi cu săptămânile, nu vezi nimic. Dacă vezi una drăguță, e clar că nu-i de acolo. Deci turiste, sigur, mai sunt. Dar și alea, în general, venind în special din Marea Britanie, Germania, Olanda și țările nordice, sunt nasoale și alea. Asta e interesant totuși, bă, italienii cum de reușesc la televizor să... Asta o văd, aici nu e categoria frumușelei de care vă vorbesc, nu e în categoria aia, că altfel nu era pentru Berlusconi. Un pic mai trecut așa prin viață, chiar dacă vârsta e fragedă, dar, încă o dată spun, el a luat-o pentru interior. Uite, Cătălin Cernat, probabil fan AC Milan, a găsit o explicațiune, s-a pus în locul lui, era să zic Fergusonu, în locul lui Berlusconu, că Fergusonu n-are voie la femei, n-a avut niciodată, o lomoară Madame Fergusonu, a luat-o pentru interiorul casei, a vrut să zică, nu pentru exteriorul ei. Adică să vadă lumea că avem în casă, la o recepție, la o șampanie. Da, e bine, e bine formulat, e posibil, uite, noi nu ne-am gândit la chestiunea asta, are dreptate. Trebuia pentru un interior frumos, într-adevăr, să pună și un bibelou. Că să iei pe Ana Maria Prodan, scuză-mă. Da. Ana Maria Prodan a fost luată de Laurențiu Reghecamp. Cum sună Reghecamp și cum sună Berlusconi. Vorba, nu mai știu cine a zis-o, Victor sau Giovanni Beccali, unul dintre ei. Cum e, mă, să intri cu nevastă ta în restaurant și să te întreb dacă nu cumva și șeful de sală? Da, să trecem peste. Erau alte vremuri, adică... Nu, și ți-am spus, filozofia asta găurii pe mine nu m-a pasionat niciodată.
Adică e o prostie din naștere, cum să zic. Și care e? Ce, tu ești proprietarul? Ne zici că ești proprietarul sondei de țiței de nu știu unde. Lasă bă că a scos și altul petrol. Păi a scos și altul petrol înaintea ta. Acum ce ai vrea tu să... Sigur, sunt și cazuri, într-adevăr, când te cunoști de mic, da, ai această ocazie să fii împreună din fragii de pruncie, atunci da, ai copilărit ușă în ușă pe același palier, ați mers la grădiniță împreună, la școală de mână împreună, v-ați blocat în lift împreună, să lua apa caldă pe vremuri, era sub același duș și așa mai. Ați fost la munci agricole împreună, când tu ai făcut armata, ea a stat în spital. Mă rog, așa ți-a zis. Da, așa ți-a zis. Bine, deci chestiile astea aș mai înțelege, dar altfel așa ce? Tu cunoști de cum a făcut Berlusconi. Acum, ce ar putea Berlusconi să pretindă? Că el a cunoscut-o pe Francesca asta la vârsta de 80 de ani, sau cât are el. Da? De aici înainte, gata. Ce? Asta înseamnă fidelitatea. Adică femeia asta de aici înainte, a cărei gaură sigur a fost folosită, să zicem, de, mic și așa, în medie, 50 de persoane până acum. Da? Poate 100, da? Dintr-o dată, gata, gata. El acceptă această chestiune, da? Așa sunt toți bărbații. Nu contează ce ai făcut până te cunosc, de aici înainte pun eu japca pe tine. Da? Deci până acum, 100 de găuri, 1000 de persoane, n-are importanță câți au fost. Ce e asta, bă? De aici înainte să nu cumva să... Nu, bă, e mic. E mic raționamentul și femeia sigur gândește la fel, e adevărat, aceeași prostie. Nu în asta constă fidelitatea unui om sau pasiunea sau aia, să fii serios. Așa și la ăia. Și dacă șeful de sală, ce, bă? Știi ce repede se uită? Da, asta e, dar șeful de sală de atunci a mai cunoscut vreo 25. Da, șeful de sală, cei trei ospătari, cei șase picoli, barmanul și ălalt care, știi cum sunt barmanii, o zi unul, o zi celălalt și magazionel, contabil, cam mult. Știu, și după aia când s-a dus să se urce în mașină, s-a oprit și în parcare. Și în parcare, sigur. Da. Hai să-ți spun una de sărbători publicată de colegii noștri de la Kamikaze, toate glumele despre bancherii din România. Da, am avut-o asta. Da, da, ai văzut-o. E genial. Da, dar merită citite câteva. Da. Dosarele întocmite de procurori sigur conțin clauze în favoarea bancherilor. Alea scrise cu litere mici. Asta mi se pare foarte, foarte mișto. Celula în care vor sta bancherii la pârnaie nu va fi a lor, ci a băncii. Abia după 30 de ani de rate va deveni a lor. Da, celula. Ce bine ar fi. Să stea măcar 30 de ani ăștia. Și că sunt atât de sărași bancherii români că n-au mai avut nici măcar bani să fugă în Brazilia cu milioanele pe care le-au furat. Asta e la Horia Ivanovici. Bancherii români sunt săraci, atât de săraci încât dau tunuri și fură de milioane de euro în rate, nu tot deodată, sau în leasing. Iau milioanele, merg cu ele 3 ani și pe urmă le dau înapoi, că nu mai au resurse. Și bineînțeles, bancherii români or să ceară să facă pușcăria în euro, așa ar fi de 4,5 ori mai mică decât în lei și cu euriborul e tare. Pedepsele pe care le vor primi bancherii, nu apucăm noi zilele alea, bancherii conduc lumea în momentul de față, vor crește lunar în funcție de evoluția euribor sau, și mai simplu, în funcție de cum îi se scoală bănci. Cam așa vă crește și vouă, vă cresc și vouă dobânzile și toate cele, comisioanele, în funcție de cum li se scoală ăstora. Ne bucurăm în schimb că avem un fotbal curat, ne-a anunțat Gianni Infantino, toate controlele antidoping, toate controlele realizate de UEFA în acest sezon au fost negative. Toate. Deci nimeni nu s-a dopat, ai dracu, nici măcar aia prin Spania, bă, fraților. Asta este UEFA, ei nu reușesc niciodată să prindă pe nimeni. Sigur că nimeni nu-și dorește chestiunea asta. Mi-e teamă că am găsit primarile campionate ale lumii, atâtea cazuri. N-ar conta pentru suporteri, chiar n-ar conta, dar s-ar putea să conteze din alt punct de vedere. 991 de controle antidoping au fost realizate, toate fiind negative. Aici incluzând și campionatul european de fotbal și Liga Campionilor și Europa League. Absolut tot ce au controlat a fost ok. Acum l-aș anunța pe domnul Victor Becali, dacă cumva ne ascultă în mașină la ora asta, că nu scârție de la noi, scârție de aici, de peste drum, e unul cu picamărul. Da, așa ne-a... Da, neavând alt argument, ne-a tras atenția că scârție scaunele în studio, indirect.
Scârție. Adică suntem niște amărășteni, asta da, să da, zică. Da, nu, are dreptate, scârție, dar nu sunt ale noastre. Se aude foarte bine, pentru că avem rigips aici, domnul Becali, și se aude de peste drum. De obicei, când ai rigips în apartament, auzi și când vecinul se duce la budă. Auzi. Dar ceea ce nu-i rău, pentru că teoretic de ce se practică acest sistem? Că dacă vine hoțul sau ce știu eu cine, vreun rău făcător spre tine, să-ți dai seama, măcar cu câteva secunde înainte, pentru că dacă ai stat într-un beton armat, n-ai simțit, ăla îți pune o bombă și ai sărit în aer. Așa tu auzi când ăla își scoate sculele de la brâu, când încearcă să monteze aparatura, mă rog, ai șansa să-l auzi. De asta am optat și noi pentru acest sistem, să știți că nu-i de la noi. Scaunul, într-adevăr, scârție înfiorător. Dar e de aici, de peste drum. E o baracă aici și lucrează niște muncitori. Am înțeles că vor să heleștenizeze. E un lac. E o mlaștină, de fapt. De fapt, o mlaștină, da, și vor să heleștenizeze pe asta. Au niște scule pe acolo și lucrează și ei. Știți cum sunt muncitori. Vin cu baraca, acolo dorm, acolo mănânc, acolo se spală și au și niște scaune. Când e frumos afară, stau pe scaunele alea și se uită cum trece timpul. De acolo e zgomotul. Hai să spun cum își va petrece vacanța de iarnă colegul nostru de la Londra, Călin Mateș. Mi-a trimis o poză acum și a pozat biletul, rezervarea. La Debrecen se duce. Uite biletul. De la Londra la Debrecen, bă, fraților. Dar de ce tocmai acolo, moșule? De ce tocmai la Debrecen? Nu înțeleg. Și știi ce-o fi găsit? La un moment dat o fi făcut și aia din Debrecen o excursie cu autocarul. Sau alea din Debrecen o excursie cu autocarul până la Londra. Așa că sunt în spațiu Schengen, nu? Ungaria. Nu era nicio problemă, deci s-au urcat în autocar, s-au dus până la Londra să viziteze și s-au împălit și ele într-un pub, probabil. Și uite așa, când dacă cunoști una din asta, aia poți să te duci și tu în vizită de sărbători, da? Ce să mănâncă acolo, tată? Mm-hmm. Se mănâncă, se mănâncă bine. Nu putem să spunem chiar tot ce se mănâncă la Debrecen, pe post. Dar ai grijă cu unguraicele. Ai mare grijă. Bine, ai grijă în sensul că să nu te legi foarte mult la cap. Că așa o excursie prinde bine oricui. Nu e nicio problemă. O vacanță îți poți petrece acolo. N-are sens după aia să o iei în Anglia. Permisul de muncă, toate astea. Complicat. Complicat. Plus că după aia vine și Ianoș. Are și câte un frate. Da, are și câte un frate vitreg. Până la urmă tot află prostul. Sigur. Mă rog, ai cu Ianoș, te mai descurci, să zic. Dar s-ar putea să ai probleme. Vine și Pișto. Dacă vine și Pișto, e nasol. Pișto e dintr-un cartier rău famat întotdeauna. Șofer de tir, cu ăla e greu. Cu ăla e... Dar e frumos. Mă bucur că te duci, da, la Debrecen. Și o să afli de la Pișto că el a fost primul. Da, și bărbații țin foarte mult la chestiunea asta. Și o să-ți explice Pișto, nu foarte coerent, așa, cum a fost el primul și de câte ori a fost el primul. Și după aia, sigur că poți să stai tu la Londra dacă el a fost înaintea ta. Dacă, totuși, unguraicele sunt legate de glie. Of, săracele, norocul tău este că de obicei unguraicele vor să ajungă la Paris și nu la Londra. În Franța le place și la Paris, de fapt. Acolo își doresc ele mai mult și mai mult. Că se fac și recrutări în acest sens. Numai Neimi n-a aflat chestiunea asta. Neimi cred că e singurul cetățean român care s-a întors și din Ungaria cu mâna goală, ca să nu zic altfel. El n-a avut noroc în amor, dar în schimb a avut noroc în fotbal. Tot e ceva. Există compensații. Absolut peste tot. Nu poți să le ai chiar pe toate. Dacă le ai chiar pe toate, culmea ironiei este că nu profiți de nimic. Există unii care, uite de exemplu Ilie Năstase, a avut succes și la femei și în carieră. E, din păcate nu l-a ajutat Dumnezeu cu ce era mai important. Ai văzut? Nu i-a dat și lui o bibilică. Acolo vorba lui Piersic, la bibilică stătea prost săracul. Așa că el poate să se ducă, să le ia la rând pe toate, să le ducă în toate colțurile lumii, că nu știe să profite de chestiunea asta. N-are imaginație. Vi-l imagina stând în capul verde pe fiecare genunchi cu câte una, da? Și recitându-le ălora din Verlaine
sau din Malarme? Nu știe. Da, și nu știe ce e un răsărit sau un apus sau o plimbare sau să culeagă niște scoici. El este acolo la exercițiu funcțiunii, seara, da, o băuturică. Asta spun, dacă ești sărac cu duhul, degeaba le ai pe celălalt. Ori așa ceva nu s-a întâmplat încă. Să fii și cu minte, da, să ai și succes la femei, să ai și carieră. Poate ori fi din ăștia, dar mor de foarte tineri. Poate că ori fi fost, dar nu reușește să profite de viață atunci. Se întâmplă ceva. Da? Cazurile ăstora, și vedeți că de altfel nu se poate, cel mai bun contraexemplu este, uitați-i pe ăștia de la Hollywood, nu? Care tot așa, sunt frumușei, au bani, da? Au carieră, nu trebuie să mai fie și deștepți, dar tocmai pentru că nu sunt, o dau pe drogul, tată, de repede, de vreme. Da, la 30 de ani deja sunt aproape terminați ca oameni, dar și femeile la fel. Vedeți că te și miri, bă, tată, le ai pe toate la picioare și tu te refugiezi în fiecare seară în droguri. Bă, trebuie să fii dus cu pluta, bă. De cum era și Whitney Houston sau Michael Jackson sau ăștia. Bă, deci avea orice, mă. Aia dacă vrea un bărbat, n-avea nicio problemă. Ăla dacă vrea, ar fi vrut o femeie, n-ar fi fost nicio problemă. Da. Bănuțul, cariera, cunoscuți peste tot, deci oriunde te duceai în lume, te știa imediat oricine te vedea. Da? Bă, singurul tău refugiu era în droguri, bă, tată. Deci altceva tu n-ai găsit pe urmă. Asta spun, că n-ai bibilică, degeaba, tăticule. Degeaba. Asta spunea și Jack Nicholson într-un interviu, în mod direct, că la el nu există nuanțe. Bine că sunt atât de proști colegii mei de breaslă, că așa am eu mai mult timp pentru muieri. Da. Și ele mai mult timp pentru mine. La altfel el nasol, așa. Adică nu, ca om... Da, dar zice că... Știe să organizeze o orgie adevărată, da, ca romantică, no, fraților. Bineînțeles, nu, la asta da, la altfel nu era un sex simbol, adică o să compara cu, dacă nu, doar pe asta s-ar fi luat la Hollywood, nu era. Nu, dar bun organizator, am înțeles. Bun organizator, sigur, nu, ok la asta, dar altfel nu ar fi atras atenție, era Brad Pitt. Și la nivelul ăsta, dacă ei erau mai șmecheri, la el nu mai ajungeau muierile, într-adevăr. Apropo, 6 oameni au murit din cauza frigului în Rusia, temperaturi de minus 50 de grave. Am vrut să zic de grade, dar cred că mai bine minus 50 de grame în cazul siberienilor. Asta ca să nu vă mai voitați, bă, moldovenilor, iar s-au blocat toate drumurile, da, în Botoșani. Alea, s-a spus cu alerta șoc, previziuni șoc la meteo, la RTV. Da, da, alea sunt geniale, frate. Previziuni șoc, vine iarna. Deci astea erau, de fapt... Bă, dar nordul Moldovei, adevărul ăsta e, când vine iarna, e jale. Aia nu mai ajunge. Se depopulează toate localitățile, oamenii sprinși pe drum. Nu știu de ce totdeauna sunt pe drum acolo. Asta între două localități. Da, exact. Bă, asta le-am spus și eu la televizor într-o seară. Bă, fraților, știți că vine luna decembrie? Bă, fiți atenți ce vă propun. Dați-o, bă, dracului de ieșire. Și sigur, unele sunt foarte, foarte, foarte obligatorii, foarte necesare, imperios necesare, da? Plecările astea, către dintr-un loc către altul. Bă, dracu, faci și noi mișto, e bine că n-am nicio valoare. Ești șofer de tir, ești de la care împinge căruța, ești vameș, ești poștaș, ești... Bă, dracu, amână-ți și tu chestiile astea, bă, nu vezi în fiecare an că se întâmplă la fel? Stau de 3 zile, am auzit astăzi dimineața, la ieșirea din Botoșani, zăpeziți, nu știu. Bă, dă-o, mă, dracule, mă, în afară de faptul că-ți naște nevasta. Și dar nici atunci, bă, naște acasă, bă, dă-o încolo, decât să nască în mijlocul câmpului, nu-i mai bine să nască acasă. Deci nici măcar atunci, dacă vezi că lucrezi, știi, dracule, că stai într-o comună dintre aia, unde nu există nimic și n-ai nicio șansă, că trebuie să te duci nu știu câte zeci de kilometri ca să prinzi un loc de ăsta cât de cât omenesc, stai acasă, bă, nu mai pleci la drum. Pleacă și tu din februarie încolo, dacă ai asemenea condiții. Dacă nu le-ai avea, ai putea să te duci, bă, acolo când vine iarna, trebuie să pui zăvorul ca la lup în basme și să te bagi la cald. Soba să aibă lemne și asta, cu asta să te îngrijești tu, de până în septembrie deja. Să-ți faci provizii de asta, că știi că vine iarna. Ce dracu, în fiecare an ajungem la același conflict. Ăia sunt plecați, s-au dus să ducă prăjituri la nu știu cine, s-au dus să le facă o vizită. Bă, dar nu sănătoși la cap, bă. Luna cadourilor, luna sărbătorilor, adică vorba lui Călin, momente când femeile sunt bucuroase să deie și să ieie, dar mai ales să ieie.
de sărbători. Femeile sunt bucuroase să iei. Am depinde ce înțelegi, să iei, adică să încaseze. Cadouri, mă gândeam la cadouri, că e luna cadourilor, nu... Asta. În rest, cum ți-o fi norocul, maică? Dacă nimerești o femeie care îi place să deie, să zici să rumâna. Dacă îi place mai mult să iei, atunci e jale. Apropo, am văzut astăzi dimineață informațiunile, cred că am auzit-o și pe Madame Teo, explicând de ce s-au despărțit. Deci despărțenia a intervenit pentru că omul nu putea să stea departe de Franța, unde am înțeles că are copii. Da, am citit. Așa, a încercat ea să găsească tot felul de scuze. Da, ea poate să fie reală chestiunea asta, e o chestiune care se poate întâmpla. Ei nu formau un cuplu de multă vreme, ăla avea doi copii, de care sigur că stătea departe automat. Locuind cu Teo, stătea cu fetița lui Teo. Dar de ce nu s-a mutat în Franța? Hai să fim serioși. Știi cum e, de la început asta nu cred că a fost o mutare neapărat greșită a lor. Pentru că dacă făceau chestia asta de la început, mai mult se complicau. Întâi trebuie să vezi cum merg lucrurile. Nu te știi dacă te-ai cunoscut pe Facebook că te vei potrivi toată viața. Da? Nu că Facebook-ul n-ar fi un mod, astăzi este pe locul întâi în lume la servicii de... să spunem de matrimoniale și este firesc să te găsești pe Facebook astăzi, atât timp cât este mijlocul cel mai la îndemână să faci cunoștință cu oricine de pe întreg mapamon. Nu e nicio rușine că-l cunoști pe ălalalt pe Facebook, nu mai ai timp unde să-l cunoști, la serviciu sau pe Facebook, în rest unde, că nu mai ai timp să te duci nicăieri, în general în viață. Deci de asta s-a și creat această rețea care să înlocuiască clasicele întâlniri din autobuze, de pe bănci, din parcuri, de la statuie, de la coada calului, de la cluburi, cu ce erau alea mai... Nu e problema de asta, dar vreau să spun că tocmai necunoscându-l, adică nevăzându-l pe celălalt față în față și urmărind doar niște poze, el o știa de la televizor și așa, însemna că era un bărbat neserios dacă i-ar fi spus din prima, uite știi, eu am o casă acolo, hai să ne mutăm în Franța ca să fiu mai... Nu, el a venit, a stat lângă ea, e posibil ca dorul ăsta să nu fi fost alinat de această relație pe care o aveau. Trebuie să fii mare pușlama să recunoaștem lucrul ăsta, ca odată ce ai cunoscut o femeie, chiar simțindu-te bine lângă ea, să renunți la a-ți mai vedea familia. Ce ei ar conveni, de exemplu, să faci lucrul ăsta dacă ai sta cu alta? Da? Teo, din câte văd eu, înțelege chestiunea asta. Asta, într-adevăr, e o problemă delicată pentru oamenii care, în momentul în care se angajează într-o relație, fie ea foarte importantă, au deja un trecut pe care nu mai ai cum să-l ștergi. Deci, crezi că lui Teo i-ar fi convenit dacă Iosef ăsta avea doi copii cu ea, să zicem, și la un moment dat s-ar fi despărțit din diferite motive și ar fi cunoscut-o pe alta, da? Și-ar fi stat numai cu aia fără să-și mai vadă niciodată copiii pe care i-avea cu Teo. Se poate să face și așa. Sunt atâția care fac la fel, de Claudiu Niculescu, de exemplu, și-a lăsat nevasta cu doi copii, s-a luat cu aia, cu cum o chema, prezentatoarea aia. Da? Da, lăsând, cu silicon în buze sau... Lăsându-și nevasta, ne mai avem nicio treabă cu copiii. Și, mă rog, exemple mai cunoscute decât Claudiu Niculescu. Da? Sunt atâtea cazuri în viață. Nu-i normal. Eu să fiu femeie, bă, aș zice, tată, e ok, dar sigur, acceptă să stea numai cu mine, nu-și mai vede familia pe care o avea până să mă cunoască pe mine, a renunțat la familie ca să stea cu mine. Bă, dar oare mie mi-ar fi convenit să fiu în situația ălea și să știu că ăsta n-a mai dat pe acasă? Divorțați, ok, despărțiți, dar măcar să întrebe de ei, măcar să mai iasă odată cu ei la joacă, să-i mai ducă la un film, să mai... Nu e normal, asta spun, că din păcate, când te afli într-o astfel de situație, viața nu va mai fi niciodată ca și până atunci. Tu n-ai cum să te împarți suficient de exact sau de egal între cele două în așa fel încât să iasă bine. Deci dacă e chestiunea asta, eu nu zic acum așa s-a întâmplat, dar dacă e așa, e firesc. Înseamnă că omul până la urmă, indiferent cât de mari sunt copiii aia, a simțit pur și simplu dorul. Știi cum e, să și spune vorba aia, când ai un copil, el face cât 10 femei. Da? Realitatea este cam asta, chiar dacă tu nu o simți în primul moment și din egoism spui, lasă-mă, toți ăștia care în general își abandonează familiile, se duc în altă parte, o fac din egoism. Într-adevăr, probabil că așa este pentru tine, dacă ar fi să alegi tu, așa ai face. Uite cum a făcut și ăsta, dom'le, mă duc, îmi las familia, simt altceva pentru asta, un nou început și așa mai departe. Dar asta nu durează,
Deci tu dacă ai ceva uman în tine, nu s-o pus să întinzi la nesfârșit pe ideea asta. Dacă ești într-adevăr terchea, berchea, ultimul om, atunci nu-ți mai pasă de ce ai făcut până atunci. Pur și simplu ai cunoscut-o pe una, e lejer, aici n-am nicio responsabilitate, n-am copii de crescut, n-am nicio... Mă duc o plin pe asta, am scăpat de familia mea care, vorba aia, mă ținea sau mă... aștepta să fac nu știu ce. Cazul tipic în viață pentru un bărbat, da? Are de optat la un moment dat între aceste chestiuni. Deci dacă este lucrul ăsta, atunci n-ai ce să faci. Într-adevăr, omul n-ar fi putut să fie niciodată cu mintea 100% la femeia asta. Adică la Teo. Știind că el de fapt lăsase în urmă o familie, adică de nevastă sau aia nu-i mai păsa, să zicem. Dar măcar de copii, da. Și atunci n-ai cum să le împarți, într-adevăr. Asta e complicat, să te muți toți. Acum ce sunt în filmele alea americane? Să mutau toți în aceeași casă, da? Deci sus stăteau copiii lui din prima relație, la mijloc stăteau ei și jos copiii din relația pe care urma să-i aibă. Ce e asta? Da, asta doar e în vis așa. Dacă ai putea să faci un astfel de melanj, asta nu se întâmplă în viață decât în situații extrem de rare. Poate pe la popoarele alea amărâte, unde sunt alte tradiții, oameni care, dar în orice caz nu în România. Deci unde au fost crescuți oamenii în alt spirit și acolo poate s-o înțelege. Iubita cu nevasta, copiii din prima căsătorie cu copiii din a doua căsătorie, părinții între ei și așa mai poate să faci un clan dintre ăsta, să petreci vacanțele împreună cu toți. E imposibil așa ceva. Depinde cum era clanul Ewing, erau legați de băutură. Da. Se simțeau bine împreună. Sigur, asta în filme se întâmplă. Că și actorii, până la urmă, au intrat așa bine în pielea, fiecare în pielea personajului respectiv, că au murit toți de ciroză. Da. Mă rog, vreo 2-3 mai trăiesc. La restul s-au curățat. Da, era și normal. Păi erau numai cu paharul de whisky la gură. Păi iată cum se poate lega o familie. General, de exemplu, când se ducea acolo tot timpul, când discuta ceva, știi, se ducea și turna un pic de whisky. Ăsta era gestul lui în timpul ăsta, vorbea, discuta cele mai crunte probleme. Niciodată când se intra la el în birou, nu se începea cu altceva decât cu păhărelul de whisky. Da. Sigur. Mi-a plăcut foarte mult serialul ăla. Din păcate, oricât am încercat, noi nu putem să bem cât a băut J.R.-ul. Sau Larry Hagman, de fapt, actorul care l-a interpretat. Adică e imposibil, frate. Dacă storni un păhărel la fiecare discuție, deci cam așa, odată la 10 minute, nu reziști. Deși pe undeva cred că e mai bine decât să te însori. Nu știu. Acum, întrebați-i pe americani. La ei se poartă discuții de genul ăsta. Ați văzut că în filmele lor tot timpul așa se pune problema. Ai ceva? Hai să discutăm. Ai senzația că sunt cei mai buni comunicatori de pe planetă și cei mai comunicativi oameni. Ei tot timpul discută, dezbat. Aiurea, vedeți-vă de treabă. Stau în fața... Americanul obișnuit e Al Bundy, fraților. Ăla e. Stă în fața televizorului și se bate cu nevastă sa pe telecomandă. Telecomandă, da. Cum e mai rău? Să fii Al Bundy sau să fii Gheorghe și să te păcălească aia, să intri cu ea mol și să ieși curățat, fără jumătate de salariu. Nu știu, găsiți voi răspunsul. Nu pot să mă abțin să nu vă citesc ce a scris un prostănac de la ProSport. Moș Crăciun a venit mai devreme pentru Sir Alex Ferguson. Ce cadou surpriză a primit antrenorul, este manager, da, mă rog, scriem despre sport fiecare cum ne pricepem. Sir Alex a intrat în posesia unui autovehicul electric cu autonomie extinsă Chevrolet. Bă, în caz că nu știți, este sponsorul oficial al clubului Manchester United. Cum s-ar spune pe la noi, principalul finanțator, dar nu e chiar așa, este sponsorul principal. Ei bine, e o chestiune care ține de marketing, de publicitate, de vânzări. Hai că n-are rost să intrăm în amănunte, sunt amestecate toate și marketingul și vânzările în problema asta. La ei s-a ajuns departe. În orice caz, Sir Alex Ferguson nu are nevoie de mașină, mai mult cu taxiul, fraților. Din motive obiective, mai ales că în luna asta oamenii cam trag la măsea, vă rog. Pentru Sir Alex Ferguson, fiecare lună e luna cadourilor. Cum s-ar zice, încă un scandal în Italia, să trecem peste asta. 2 puncte penalizare pentru Napoli, într-un caz privind pariurile ilegale. Clubul napoletan va avea 2 puncte mai puțin în clasamentul Serie A, după ce astăzi Comisia de Disciplină a Federației Italiene de Fotbal a anunțat
ce era de anunțat. Procesul este legat de pariurile ilegale, s-au mai dat diverse sancțiuni, printre care și suspendarea antrenorului celor de la Juve, Antonio Conte, cunoaște scandalul că n-a izbucnit alaltăieri. Pe lângă cele două puncte de penalizare, Napoli va trebui să plătească și o amendă de 70.000 de euro. Subțire, dar totuși. Comisia de disciplină considerând că Juve este responsabil de acțiunile ilegale, clubul. Comise de fundașii Paolo Gallavaro, Gianluca Grava, alături de ei fiind implicat și fostul portar Matteo Gianello. Mă rog, informația în articolul ăsta se cam bat cap în cap. Bine că n-ați scris despre o echipă din Franța și ați pomenit fotbaliștii din Italia. În orice caz, doar două puncte penalizare pentru Napoli, au scăpat ieftin. Iată că la ei mai există sancțiuni. Sancțiunile subțirele, cei drept, dar totuși se constată că respectivul sau respectivii sunt vinovați. Uneori echipele sunt retrogradate, plătesc amenzi grele, alteori rămân fără nimic în coșulețul zilnic. Bineînțeles, nu o să aflați așa ceva despre vreun meci trucat din fotbal românesc și slavă Domnului că sunt destule. Ia să vedem dacă îl avem în direct pe colegul nostru de la Londra, Călin Mate, și azi la Londra, mâine în Debrecen, să trăiți. Să trăiți. Dar cu ce ocazie? Că dezbăteam mai devreme chestiunea și nu înțelegeam. Vizităm. Că nu realizați că Debrecen e mai aproape de satul mare decât Cluj sau Timișoara. Băi da, dar și ce dacă e mai aproape de satul mare, că nu pricep? Dragom, vreau să spun că se calculează în kilometri până la urmă cât trebuie să faci dintr-un loc într-altul. Mă duc acasă. Văd și eu familia. Adică tu te întorci la Timișoara. Eu mă duc acasă, la satul mare unde mi-e familia. La satul mare adoptat. E familie. Și nu, da? Nu se putea decât la Debrecen. Se putea și la Cluj, se putea la Timișoara, nu era niciun fel de problemă. Dar era mai aproape de acolo, de la Unguri. Eu mă gândeam că la Cluj sunt mai puține unguroaice și la Debrecen mai multe, logic. Dar sunt mai multe. Pe undeva, da, că doar e la ungurii. Prins câte o Kingo, câte o Beato dintre asta, e excepțional. Nu, pe aia Beato mai bine să nu o prinzi. Dar în orice caz ai grijă, că mai avem și noi foste gagicuțe pe acolo și am aflat ce și cum se întâmplă. Și ce vrei să spui că te-a dezamăgit? Adică să nu te însori. Nu, dar hai să lămurim. Te-a dezamăgit vreo unguroaică până acum? Niciodată. Atât. E ca să știi fiecare ne ascultă, să știi pe ce vorbim. Aș fi ipocrit. Mai nu? Poate pe vreo două sau trei le-am dezamăgit eu, dar ele nu m-au dezamăgit niciodată, să știi. Acum să nu înțeleagă lumea. Noi vorbim așa, adică privim toată chestiunea cu ochiul estetului, vorba lui Andrei Pleșu, nu ne gândim la... Sigur, în Sfântul Post al Crăciunului, acum să nu vă gândiți la tot felul de prostii, nu. Păi acum, să știi, Căline, că acum și femeile sunt de post de când se poartă silicoanele. Da, nu mănâncă de dulce, nu? Da. Plasticul nu cred că e de fruct, cum se zice la Biserica Ortodoxă Română. Așa e, nu, oricum, tot e pe fundal cu hrușcă la momentul ăsta. Sigur că nu putem să vorbim despre curvă săraie, cum ar fi spus Nea Gigi. Da, eu am zis, ai o gagică la Debrecen, hai să nu, pe bune acum, noi ne-am obișnuit la Sport Total FM să spunem lucrurilor pe nume, ce să... Da, dar uite, pentru că intrăm așa cu bocancii direct pe covorul alb al invitatului, nu se face așa, nu putem să expunem chiar atât de mult. Nu era de rău. Nu era de rău, cred că doar nu ești însurat, da, nu ai responsabilități de tipul ăsta, nu te așteaptă cu făcălețul, cu tigaia. Da, uite, vezi, cât de repede ajungi să, imediat să-ți fie dat în cap cu ungurii ăștia, da, cu ungurii. Nu, n-ai înțeles, băi, noi românii suntem o specie de ipocriți, ce n-ai văzut. Noi avem o problemă, unii dintre noi, că eu n-am, cu ungurii, dar nu cu unguroaicele. Nu, cu unguroaicele avem nicio problemă. Dacă s-ar putea să plece ungurii și să rămână unguroaicele, pentru majoritatea românilor ar fi foarte bine, deși mulți dintre ei nu recunosc. Da, de fapt, toate chestiunile astea sunt artificiale, fraților. Adevărul este cu totul și cu totul în altă parte. De fapt, nimeni n-are o problemă cu nimeni. Astea sunt inventate, folosite și rostogolite de politicieni. Mai puțin partea cu unguroaicele. Da, nu. Politicienii noștri s-au obișnuit să ne spună cum va veni apocalipsa adusă de unguri, cum România se va desființa, practic, dintr-un fel de complot al Ungariei sau nu știu. Va desființa, nu. Păi, uite, cel mai serios partid politic de la noi, deși e greu să-i spui partid politic, pentru că nu au nicio doctrină, e totul de mereu, până la urmă, pentru că au avut și au și ei destule uscături. Dar
Unii dintre ei s-au dovedit a fi competenți atunci când au ajuns, cum se zice, stai că am auzit la Drăgoteasca, ministeriabili. Atât, asta da. Aici m-a lăsat cu gura, că am dat cu Google, dar nu mergea netul, că uitasem să-l plătesc. Degeaba, nu poate nimeni să vorbească în foarte multe cuvinte peste 6 litere. Faptul că iese Corinei Drăgotescu este excepțional. Da, săraca. Parcă plecase la Los Angeles. LA? Dar chiar așa, nu era ea asta care plecase, că nu mai poate, că nu mai vine, că a lăsat tot, că România este în spate, nu? Așa s-a făcut un fel de slujbă dintre asta, de veșnică pomenire la momentul respectiv. Eu nu vreau să fiu rău, adică vreau să fiu răutăcios, nu că nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să par ipocrit. Câteodată sunt și ipocrit, dar se știe că noi suntem cam misogini, așa, în general, nu chiar toți colegii de la Sport Total FM, deși... Aici mă abțin să spun adevărul. Am putea să fim chiar toți. Dar în orice caz, aș spune despre Madame Drăgotescu, pe coasta de vest nu prea are ce căuta, pentru că sunt femei acolo și frumoase și june. Pe coasta de est iarăși nu prea are ce căuta, că acolo sunt multe femei inteligente. Nu-i așa, centre universitare gârlă de la nord la sud pe coasta de est a statelor uimite, și atunci mai bine în România. În România te mai cunoaște lumea, știi cum e. Te duci tu la pompă să bagi gaz, că ești chitră, tu câștigi 35.000 de euro pe lună, chiar la amărăciunea aia de RTV, dar nu-ți permiți pe benzină sau motorină, îți pui gaz. Și asta, în fine, să nu mai intrăm în amănunte. Bine că te-ai întors în România, că te cunoaște ăla de la pompa de gaz și zice: lăsați, doamna Drăgotescu, pentru noastră e gratis. Sigur. Domnul Florin, ar fi cum merge Florin Piersic la farmacie, da, dai seama. Jumătate de oră, cred că ea, să te ferească Dumnezeu să fie în spatele lui Florin Piersic la coadă, la farmacie. Cred că s-a terminat în momentul respectiv, n-ai cum. Nu, trebuie să cauți o altă farmacie. Eu așa-mi imaginez momentul în care tu ai prinde o coadă la care să stai cu Florin Piersic. Păi știi că în România nici în recensământul. Ăsta a fost un banc, dar eu cred că de data asta are un sâmbure, de adevăr. În România nu s-a încheiat recensământul. Parcă anul trecut au încercat să-l facă. Că la un moment dat, un recenzor în Cluj a ajuns și la Florin Piersic, acasă. Are un apartament sau... N-a mai ieșit. Corect. N-a mai ieșit, nici mascații n-au curaj să intre, sau, mamă, ne ține la de vorbă. Nu, lasă. Nu mai spargem ușa, nu mai facem nimic. S-au dat toți accidentați, loviți, s-au bătut între ei, practic. Ce o coplendere. Da, numai să nu ajungă în fața lui Florin Piersic. Aseară... Dar ăștia cum au făcut? Ăștia au făcut și recenzia oamenilor care sunt plecați din țară, celor care sunt afară? Cum s-a făcut? Da, sigur că da. Se ia așa asta în calcul? Hai să fim serioși. Păi da, am ieșit 15 milioane la recensământ. Deci s-a socotit numai cei în țară? Deci... Bănesc că nimic din cei afară, nu? La cum o face Institutul Național de Statistică, probabil că marja de eroare ar fi undeva la 50%. Nu, eu întreb pentru că, uite, n-are cum, adică nu mi-a bătut nimeni la ușă în Londra să mă întrebe dacă sunt român sau dacă mă trece la recensământ sau nu. Dar la noi, băi, uite, în capitala țării, nu-i așa? Perla peninsulei balcanice, cum spunea un analfabet. Budapesta, sigur. Așa, Budapesta, perla peninsulei balcanice. Sunt cartiere întregi în care n-au avut curaj să intre. Dar nu-i vina recenzorilor. Oamenii trimiși pe teren sunt oameni ca noi. În căutarea unui ciubuc, unei slujbe pe termen scurt, prost plătită, zilieri, cum s-ar zice. Așa, exact ca așa. Plătiți foarte prost. Păi de ce să te duci, tăticule, în prelungirea ferentar să-i întrebi pe ea, ce minoritate au avut vreodată carte de identitate? Da, și atunci nu intri. Cred că n-ați văzut pe nimeni la bunicii mei la țară ce câini au oamenii aia pe acolo. Așa, pe la sate, intră, da? Tu când vezi că... Ia spune, da, exact. Spune-mi tu mie că a intrat la acolo. Am văzut și eu un câine de ăsta la țară, o javră, ordinar, nu era câine de rasă, oricum mă pricep, dar nu era sigur. Domne, avea... Când a deschis gura, am crezut că e crocodil. Eu vroiam să cumpăr niște vin, n-am mai, am renunțat, m-am dus, am cumpărat de la magazin. 2 secunde, Călin, rămâi, te rog, în direct, să luăm publicitate. Da, de la Debrețen. Bine, am înțeles eu, cu escala, cu drumul, cu distanța în kilometri, în mile marine. Dar să revenim un picuț la fotbal. Aseară s-a jucat ceva în Anglia, parcă se juca un meci. Da, putem să încoronăm noua campioană, Arsenal, 5-2 în deplasare cu cel la Reading, absolut alucinant. Da, un meci în care au condus cu 4-0, Casorla a fost omul meciului, a dat triplă, a dat o pasă de gol. Da, mă scuzați.
Scuze, n-am înțeles ce spune. Să coronăm marea noua campioană, mi-a plăcut asta. Da, da, ei sunt cea mai în formă echipă. Acum sigur că nu mai există niciun fel de problemă la Arsenal după ce au bătut echipa de pe ultimul loc. Nu, au făcut foarte mult mișto o grămadă de oameni în Anglia după victoria de aseară. Și mai ales a făcut mișto de legat de faptul că toată lumea se comporta ca și cum a fost un mare rezultat sau că a mai scăpat de presiune. Nu, niciun caz. Nu s-a întâmplat nimic aseară decât că au venit 3 puncte. Aseară nu se putea întâmpla nimic bun aseară pentru Arsenal decât ceva dezastros în cazul în care n-ar fi bătut. Faptul că a reușit să bată este conform programului, este ok. Nu pot să fie așa exuberant după o victorie la Reading, o echipă care s-a prezentat lamentabil. Ți-am spus de ieri că nu văz ce surpriză s-ar putea întâmpla în partida asta. Deci nu știu, dacă am luat clasamentele campionatelor mai puternice, Reading ar fi cea mai slabă echipă de primă ligă? Abar n-am. Nu știu, nu m-am uitat să văd care e situația în celelalte campionate, cam câte puncte ar avea echipa de pe ultimul loc din Italia, Germania sau Spania. O să mă uit să văd cum ar sta situația acolo, dar oricum eu vorbesc de modul lor de exprimare, o echipă care nu poate să se apere, foarte dezlânată, foarte dezorganizată, nici nu știu dacă îl văd foarte bine acolo pe Brian McDermott, pe managerul lor, nu știu dacă se acord multă încredere sau cum anume o să se descurce. Nu știu, va fi foarte greu pentru că echipa pe ultimul loc, dacă aduc în ianuarie ceva întărit, poate, dar deocamdată arată foarte, foarte slab. Da, despre Chelsea, Southampton ziceai că se joacă toți luna asta, până la sfârșitul anului, în orice caz. O să avem parte de... De obicei, eu eram obișnuit cu Sir Alex Ferguson, anulând partidele din motive subiective, că nu obiective, dar uite că i s-a întâmplat altora. De ce li s-o fi întâmplat, nu știu, și-au amânat meciul pentru Cupa Intercontinentală. A fost în Asia, meciul trebuia să se joace în weekendul ăsta, ei au avut finala cu Corinthians la acest final de săptămână, au pierdut acea finală, se întoarce Benitez cumva ca să le explice fanilor din ce cauză n-au putut să bată în finală, dar asta este, un trofeu pe care îl pierde, devine primul antrenor din istorie care pierde două finale de cupă intercontinentală, Rafa Benitez a făcut asta și cu Inter Milano, sigur că acum îi spune campionatul mondial al clubului. Da, asta este de fapt, este cupa intercontinentală și acum sunt curios să văd cum se va descurca și în campionat după ce se întoarce. Va trebui să marșeze cumva și să încerce să poată să pună diferență. Uite că sunt la egalitate de puncte cu Tottenham pe locul 3-4, același număr de puncte, încă au un meci în mână, acest meci amânat cu cei de la Southampton, dar vor trebui să scoată puncte, rezultate, pentru că nu cred că l-a adus pentru altceva Abramovici pe Benitez decât pentru a încerca, exact cum am spus-o și când a venit, să-l potențeze cumva pe Fernando Torres. Asta va trebui să facă, va trebui să încerce să-l facă, să marcheze. A început să facă lucrul ăsta pentru că Torres a marcat câte o dublă, uite, și în Champions League și în campionat, în două meciuri consecutive. Nu știu să văd cum se va descurca mai departe. Eu cred în continuare că este ingrată meseria asta de antrenor interimar, așa cum este el numit. Poziția lui este extrem de fragilă și cred că va avea probleme să gestioneze, să aibă autoritate în vestiar. Nu știu, mă aștept la probleme pe care le va întâmpi. Hai să discutăm un picuț, Călină, și despre ce se întâmplă în Championship. Că, uite, da, Gheorghe ne tot informează despre Zweite Bundesliga, dar noi uităm. Vorbim destul de rar. Un meci. De seară este Brighton cu Millwall, se joacă în Championship. Știu că de-aia am deschis subiect. Așa. Eu am ceva pus deoparte pentru Millwall. Da, dar înainte să ajungem acolo, vreau să mai trec în revistă o știre, breaking news, chiar acum înainte să intrăm în direct, vreau să vă spun că a fost amendat cu 10.000 de lire sterline pentru o postare pe Twitter, Suso de la Liverpool. Jucătorul de 19 ani, spaniolul care abia ce a prins și el echipa din sezonul ăsta, a fost promovat de Brendan Rodgers, primește 10.000 de lire sterline amendă pentru că a făcut mișto de Jose Enrique, cu echipierul lui. Da, spune. Scuză-mă, Călina, ăștia sunt incredibili, mă, de la federație și de la ligă. Poți face absolut ce vrei în teren. Poți fi oricât de vulgar, oricât de șovin, de rasist, de rău, de mitocan. Nu se întâmplă absolut nimic. Pedepsele sunt așa, o etapă, două de suspendare. În schimb, pe Facebook sau pe Twitter, dacă postezi ceva ce nu le convine lor, ce nu-i politically correct, gata, te amendează la sânge. Nu pricep.
Așa este, adică, bine, acum să spun din ce cauză, ce conține acea postare pe care a pus-o Suso pe Twitter. Îți o citesc în engleză, ca să-ți dai seama ce ar putea să fie problema. Trebuie să spun că este o poză a lui José Enrique la dentist, acolo unde merge să își albească dinții. Asta a fost o oferită operație de genul ăsta. Și pune acolo o poză, Suso, la care atașează următorul comentariu: What the fuck is he doing? This guy is gay. He has some mental problems. He does everything except play football. Deci, a șters după aia postarea respectivă, dar pur și simplu, de fapt, ideea este că l-a numit pe José Enrique gay pentru faptul că a mers să își albească dinții. Așa, și... și este o... este o atingere la ce înseamnă așa exprimarea când vine vorba de o de comunitatea gay, de faptul că ai o atitudine dintre asta. Ce fel de atitudine? Omul n-a spus nimic. Imorală. N-a asociat. Nu, a folosit faptul că ești gay într-un context negativ. Adică a spus ca și cum, eu știu, să zicem că tu te îmbraci roz, mergi pe stradă și cineva spune, uite bă, și la asta e gay. Adică să spun așa. Scuză-mă, sentința, dacă pot să-i spun așa, a fost însoțită și de o motivare? Da, de faptul că această postare aduce atingere comunității gay. Cum? Au explicat în ce fel? Păi, prin faptul că a, cum să zic, a adus atingere la ceea ce înseamnă libertatea și egalitatea de drepturi morale pe toate căile a celor din comunitatea gay. Prin faptul că nu poți să asociezi faptul că cineva e gay de un context negativ. Asta a făcut el. Adică, practic, adică dacă asociezi homosexualitatea cu detartrajul, înseamnă că am adus atingere imaginii comunității gay. Nu, pricep. Da, fine. Nu, ideea a fost în felul următor. Deci ca și cum ai spune, băi, ce poate, adică l-am văzut pe cineva făcând asta, nu știu, deja mi se pare că e gay. Adică atât de jos a ajuns încât aproape că aș spune că e gay. Cam asta este, știi, conotația negativă care s-a dat ideii de a fi gay. Bun, dacă cineva recunoaște și zice, dom'le, eu sunt homosexual, pot să spun că e homosexual? Da, sigur, nu e nicio fel de problemă, dar aici e clară problema, de unde vine, din faptul că... Dacă eu recunosc că sunt heterosexual, adică îmi plac muierile, poate cineva să spună despre mine că sunt heterosexual? Eu zic că da. Da, dar aici nu era vorba. Uite, dacă era ăsta într-o poză și se pupa cu un bărbat și ăsta posta, uite-mă, nici nu știam că e gay, da? Atunci nu era o problemă. Dar problema este că ăsta s-a dus să-și facă o operație așa ceva, sau estetică, cum ar veni, da? Și tu să-i spui, bă, deja mi se pare că e gay. Adică este o conotație negativă de aici. Eu nu sunt împotriva, adică eu reușesc să înțeleg care e motivul pentru care stau declarat nemulțumit de modul în care Suso a pus problema când a venit vorba de José Enrique, da? Nu pot să înțeleg de ce un jucător de 19 ani, tânăr, care abia acum ajunge în echipă, poate să posteze o chestie de genul ăsta. Dar eu nu văd cu ce a adus atingere imaginii, nu știu care e comunități, dar în fine, contează mai puțin. Cred că mergem un picuț cam departe. Cu amenzile și sancțiunile și cu respect. Da, sunt foarte atenți. Ți-am spus că e foarte sensibilă toată chestia asta cu postările pe Twitter, tot ceea ce înseamnă luare de atitudine în spațiu public. Dar dacă tu ești o figură publică, din momentul ăsta devine foarte atent. Da, super, omul nu i-a ostracizat, nu i-a pus la zi, n-a fost un comentariu răutăcios, n-a fost unul negativ. Cine știe ce a vrut să spună? Și fotbaliștii, până la urmă, sunt niște analfabeți. Poate... Nu să spună, ce dracu face ăsta? Deja îmi dă impresia că e gay. Așa, da, și... Deci, dar până la urmă, spune... e un răutăcism, cum ar zice Hagi. Așa, răspunde-i, apără-te. Deci, și în România, dacă, și în România, dacă îi spune o chestie de genul, băi, dar ce s-au pus ăștia să furem? Dau impresia că sunt niște țigani. Nu poți să faci chestia asta. Adică, e atunci atingere comunității rome. Așa, sigur că da. Eu mă întreb când vreodată se vor primi amenzi în țara asta pentru injurii pe bune aduse majorității, da? Hai să o lăsăm. Da, sigur, dar eu țin foarte bine minte că era vorba de faptul că, nu știu, se scandează împotriva țiganilor, romilor la meciurile Dinamo, Rapid sau așa ceva, dar faptul că venea Timișoara și juca în capitală și se auzea mure pentru un întreg oraș, nu era amendat. Da, asta înseamnă... Știi? Asta mi se părea și mai... Așa e, foarte,
foarte mișto. Bă, legea și ordinea a ajuns o chestie de luat, chiar de luat în râs. În momentul de față, pe plan mondial, asta fără niciun fel de glumă. Chiar de luat în râs sunt chestiunea asta. Bun, hai că ar trebui să trecem la asta, la meciul de care vorbeam. Să ne întoarcem la Brighton cu Millwall. Bineînțeles că eu voi ține cu Millwall, pentru că îmi plac suportele ăștia mai răi, așa. Au un sezon foarte bun, să știi. Au, locul 5 sau 6. În momentul de față, Brighton este... Hull City. Este. Acum văd că clasamentul. Hull City peste Millwall nu pot să accept. Da, Millwall este pe locul 6, dar e pe loc de play-off de championship. Și la momentul ăsta ar putea să forțeze ceva, să încerce cumva să ajungă acolo. E pute la 6 puncte de locul 2, care te califică direct în Premier League. Dacă termin pe locurile 3, 4 sau 5, 6, aceste 4 echipe intră în play-off-ul care se joacă pe Wembley pentru a stabili ultima echipă care prinde locul de Premier League. Dar ce pot să spun este că e una din cele mai în formă echipe. Millwall, în ultimele 5 meciuri, dacă mă uit pe forma acestei echipe, este a 6-a echipă din Championship. În ultimele 5 meciuri are 3 victorii, un egal și o înfrângere. Golaverajul foarte strâns, cu puține goluri marcate, 4-3 în ultimele 5 meciuri. De la fel și Brighton are 5-6 golaverajul în ultimele 5 meciuri. Două echipe care se închid destul de mult sau reușesc să compacteze foarte mult jocul. Brighton cu Gustavo Poyet, banca tehnică, e un club care vrea foarte mult. Brighton și-a modernizat stadionul, a reușit să aducă foarte multe investiții. Gustavo Poyet chiar încearcă să obțină ceva mai mult, mai ales după ce intențiile clubului, destul de ambițioase, erau date și de faptul că l-au luat împrumut pe Wayne Bridge de la Manchester City, campion cu City în anul trecut. El a venit sub formă de împrumut la 31 de ani să joace pentru Brighton and Hove Albion, echipa lui Gustavo Poyet, care acum e pe locul 8 în campionat, dar este chiar acolo la marginea locurilor de play-off, adică doar la 3 puncte de ce ar însemna un loc 6. Uite, mă uitam acum cât de jos e Birmingham City. Ieri parcă se juca derbiul orașului în Premier League cu Aston Villa și acum sunt, Dumnezeule, pe locul 19, mai un pic și retrogradează. Da, ți-a spus că sunt mari probleme financiare, de asta și caută oarecum să obțină ceva bani buni pe Jack Butland, portarul lor, care este foarte bine văzut, acel portar care a fost și la Naționala Olimpică, despre care am mai vorbit. Ei vor cumva să obțină, să dea lovitura cu Butland, un englez care ar putea să fie numărul 2 în Națională după Joe Hart, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Este într-adevăr comoara lor în acest moment. Dar să nu uităm, eu nu uit faptul că la Birmingham joacă și Nicolas Zigic, dacă îl mai ține minte, sârbul care a fost la Valencia, sârbul care a fost și refuzat de Timișoara la un moment dat. Da, dar l-a luat RCS-ul. A, nu, sârbul ăsta. Scuze-mă, i-am confundat. Așa. Deci a fost, într-adevăr, Zigic un munte de om acolo la 2 metri pe care are, joacă acum la Birmingham City și este o echipă care încearcă să scape de salariile mari, o echipă care încearcă oarecum să gestioneze situația complicată a clubului. Ei s-au ținut de a încerca să promoveze din nou sezonul trecut. Au jucat în Europa League, dacă ții minte, din postura de participantă în finala de Cupa Angliei anul trecut. Birmingham, după ce a ținut vedete și a plătit salarii mari, n-a reușit promovarea și de fapt ăsta este pariul pe care îl pun de obicei echipele care retrogradează. Pentru că așa cum spuneai și tu, jucau nu de mult derbiul cu Aston Villa. Ei, o echipă când pică din Premier League, încă nu-și vinde toți jucătorii. Încearcă o repromovare în anul următor. Când faci lucrul ăsta, îți asumi un mare risc, pentru că tu ții salariile oamenilor care erau plătite după veniturile din Premier League, dar veniturile din Championship sunt cu totul diferite. Dacă nu reușești o repromovare în anul imediat următor, atunci situația devine critică, pentru că nu mai poți să plătești salariile, nu mai poți să ții oamenii pe care îi aveai și începi să-i vinzi și la prețuri mici, la orice se poate, doar să poți să stabilizezi financiar clubul. Asta este etapa pe care o parcurge Birmingham, este etapa pe care o parcurge și Wolverhampton. Uite, vedem pe locul 18, o echipă care era în Premier League. Uite-te la Blackburn, locul 15, și ei sunt retrogradați, dar și destul de complicată situația lor. Echipele care se bat la promovare, Cardiff, Crystal Palace, Middlesbrough, Hull City, Leicester City, ăștia sunt toate echipe care nu au fost anul trecut în Premier League. De asta putem să remarcăm faptul că retrogradatele încă au probleme. Bolton,
locul 13, ne uităm la Wolverhampton pe 18 sau Blackburn pe 15. După. Astea sunt ale trei care au picat față de anul trecut. Știi că spuneam noi odată că Championship, Liga a doua engleză, e un campionat mai încins chiar decât Premier League. Mai ales că diferențele nu sunt atât de mari când vine vorba despre buget. Și uite, se confirmă. Chiar dacă ai retrogradat din prima ligă, nu ești fruncea în sezonul următor în Championship. Și mai e o chestie, la Championship deja a început să se aplice regulile fair play-ului financiar. Englezii au aprobat politica financiară pentru ligile inferioare, le-au aplicat deja. Deocamdată sunt aplicate numai pe ceea ce înseamnă masa salarială, adică nu mai e voie să depășești venituri, să depășești cheltuieli cu salariile peste ceea ce poți să acoperi din veniturile pe care le generezi, cu bilete vândute, cu drepturi de televizare și așa mai departe. Deci, practic, în situația asta sunt deja câteva cluburi care au probleme. De exemplu, este în Liga a treia, avem echipa lui Paolo Di Canio, Swindon Town, este echipa care deja are interdicție la transferuri pentru faptul că are salariile mai mari decât ceea ce pot să justifice în venituri. Ei încearcă acum să balanceze cumva această situație ca în ianuarie să facă transferuri, dar e foarte dificil. Doamne, mi-ai adus aminte. Ții minte, citeam undeva prima sau mai degrabă una dintre primele reacții pe care le-a avut Sir Alex Ferguson când a auzit despre conceptul ăsta de fair play financiar. Așa. What the fuck is this? Is that some French shit? Ceva de genul ăsta s-a auzit. Except, da. Nu înțelegea. I-a explicat de ea. Adică înțelesese și Mike Fallon mai repede decât el. Păi, boss, fii atent că trebuie să echilibru. Dar ce am înnebunit? Crezi că dacă am băut cu Wenger o să fac prostiile pe care le face ăla? Între timp, să știi că și-a schimbat orientarea. United este artizanul, dacă vrei, al campaniei astea care e dusă pentru politica de fair play financiar. Păi da, aici e și o doză de ipocrizie. Hai să fim, fim corecți. Și-a schimbat orientarea când a apărut Manchester City. De fapt, când au apărut arabii la Manchester City. Da, aia a fost. Abramovici încă simțea că se mai descurcă oarecum cu el, că hai că o scoatem cumva la capăt, dar deja cu ceea ce face și City și ce face și Abramovici împreună, Abramovici mai ales întărâtat de ceea ce face City. Practic atunci a început să mai piardă mai mult din turație United, de momentul în care Abramovici a început să țină pasul cu ceea ce fac arabii la City și să înceapă să cumpere și el la vreo 50 de milioane la... și așa, Torres cum a venit, hai că Torres poate încă nu e tocmai cel mai reușit transfer, dar măcar Abramovic se poate lăuda că are cea mai, că a avut vreme bună, cea mai scumpă rezervă din lume. Asta a fost într-adevăr Fernando Torres. Acum îl încearcă, dacă nu o să poată și nu o să poată nicicum să dea lovitura cu el în sezonul ăsta, sunt convins că vom vedea un Falcao, vom vedea ceva la Chelsea în orice caz schimbat. Da, eu sper să văd ceva în compartimentul defensiv, ca să par mai intelectual, și linia mediană la Manchester United, înainte să văd schimbări pe la alții, chiar nu mă interesează. Îmi doresc să se schimbe rău, dacă se poate. La Liverpool nu, că mai rău nu se poate, decât ce se întâmplă în momentul de față cu Brenda. Da, este tragic. Oricum, cred că e greu să fii fan Liverpool în momentele astea. O să vedem ce pot să facă și în ianuarie. Se încearcă oarecum să forțeze și pe Walcott să poată să-l aducă. Nu știu, vor fi mutări, dar va fi destul de dificil pentru ce fac ei. Vom avea mai multe ocazii să vorbim oricum și în zilele viitoare. Mulțumesc frumos, Călin. Mulțumesc că ai fost alături de mine și astăzi. Într-o zi de marți trecea surele pisica neagră, așa se spune la noi. Citeam mai devreme, nu știu dacă ai auzit, sau zilele trecute, cred că astăzi totuși, de ce nu se dă la lopată, de ce nu se dă zăpada cu lopata în Moldova, este o superstiție care spune că ți se usucă mâna. Așa suntem noi români în general, nu-i cazul să facem mișto doar de moldoveni. Mulțumesc încă o dată. Numai bine. Și ne reauzim în următoarele zile. Până atunci vă las în compania lui Narcis Drejan, până mâine dimineață, adică, și a emisiunii Fluier Final. Numai bine!